Mergea un om într-o zi, seara deja, cam târziu, pe drum, era beat. Se clătina pe traseul principal, pe drum și deodată un frate cu mașina, un frate care e credincios, care muncea, avea o mașină așa mai bunișoară și mergea cu soția și deodată a văzut că acel om mergea pe drum și a claxonat ca să se ferească. Omul acela l-a înjurat, i-a spus diferite cuvinte, dar el l-a trecut pe alături și s-a dus mai departe. La un moment dat, în inima acestui frate credincios care era la volan, Domnul îi spune: întoarce-te și ajută-l pe acest om. La care fratele s-a gândit: păi omul acesta m-a batjocorit, m-a blăstămat, și să mai fac eu? Cum să mă întorc înapoi? Iarăși glasul în inimă spune: întoarce-te și ajută-l pe omul acesta. El se întoarce la soție și spune: uite, în inima mea îmi spune că să mă întorc să-l ajut pe acest om. La care soția, sigur, îi spune: cum să-l ajut dacă el e beat și încă te-a înjurat? Cum asta tu să faci? Totuși el s-a întors înapoi, a ajuns în dreptul lui, dar nu știa cum să-l ajute. A ieșit din mașină și când a ajuns în dreptul lui, în inimă îi spune: ajută-l cu bani, dă-i bani. Noi de obicei fugim să dăm la oameni, știți, bieți bani, că acum și iară-i bine. Numai că el deschide portmoneul și când se uită în portmoneu, o singură bancnotă de 500 de euro. De 500 de euro. E, nu, nu, cred că ceva nu e regulă, el s-a gândit. Iar și ajută-l cu bani. El scoate bancnota aceea, nu-i ușor asta să o fac. A scos și a dat acelui om. Noaptea cum era bătrânul acela, omul acela e bancnota, se uită bine și la un moment dat își scoate căciula din cap, o trântește în pământ tare și strigă: există Dumnezeu! La care fratele întreabă: dar ce s-a întâmplat? De dimineață umblu, soția mea e la spital, bolnavă, și doctorul mi-au cerut la operație 500 de euro. Am luat la toți prietenii mei să cer, nimeni nu m-a ajutat. M-au băut, ne-au dat să beau, m-au îmbătat. Dar ia că acum am înțeles că există Dumnezeu care răspunde la rugăciuni. Iată așa e viața când o trăiești cu Dumnezeu. Chiar și cei care nu-L au pe Dumnezeu, dacă strigă, Dumnezeu e gata să ajute. Numai noi să ascultăm de El, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Frumoasă viața ce-o trăiesc cu Dumnezeu, e minunat că l-a primit pe Fiul Său. În noaptea neagră rătăceam și voia Lui n-o cunoșteam. Înspre o sântă zi de zi eu alergam, dar Dumnezeu m-a căutat, la El pe nume m-a chemat. Eu l-am primit și de păcate m-a iertat. Ce minunată-i viața mea cu Domnul Sfânt, e-o bucurie zi de zi pe acest pământ. Chiar de n-am avut și agin, îl am pe El și-s fericit. A mea comoară este cer, sunt mântuit. A fi bogat înseamnă a fi un mântuit în veșnicii, acolo sus în țara unde-s bucurii. Viața ce-o trăiesc cu al meu Hristos, sunt mântuit de aceea Lui când bucuros. Chiar dacă-s multe încercări, sunt fericit chiar și-n dureri, că în curând eu voi pleca spre albastre zări. Dar până atunci voi cânta, prin Duhul Sfânt mă voi ruga și în credință pe Iisus odată ști ce îndurător e Dumnezeu, că te așteaptă zi de zi iubitul meu. Ascultă și nu amâna, acum Iisus te va ierta, cu mântuire Domnul meu te va îmbrăca. Cu adevărat El ne-a iubit pe o cruce
Când în el să fii pe veci un loc.